Sunt Mădălina Panchi. Știi care este pluralul substantivului lene? Bună ziua și la mulți ani! Bună ziua, scuzați-mă, trebuie să mă gândesc. Văd că stați jos și subiectul de astăzi este lenea. Ați fost vreodată leneș? Nu, niciodată am muncit pe el, a stat 12 ani degeaba. Bună! Subiectul nostru de astăzi este lenea. Ai fost vreodată leneș? Sigur. În ce momente ți-ai activat lenea? La școală, de obicei. La școală e lenea cea mai mare, nu? Da. Ați fost vreodată leneșă? Leneșă? Nu prea am timp. Nu. Nu aveți timp să fiți leneși? Nu am timp. Sunt foarte activ. Activ și noapte. Sfără sau alte visez intens. Nici în somn. Nici în somn. Nu am timp. Subiectul de astăzi este lenea. Ai fost vreodată leneș? Da. Cam... Nu. Întotdeauna. Cam tot timpul? Da. Cum reușești să scapi de lene? Îmi găsesc activități. Fac ceva, să-mi ocup timpul, să treacă timpul mai repede. Ești acum pe bancă pentru că ți-e lene? Nu, trebuie să mă întâlnesc cu cineva aici. Și de asta. Astăzi vorbim despre lene. Ați fost vreodată leneșă? Nu cred. Mereu în acțiune? Tot timpul. Ați fost vreodată leneș? Cam nu. Sunteți din generația care n-a avut timp să stea deloc? Exact, așa este. De asta ați și venit să sărbătoriți aici? Normal. Dar e cum frumos, să nu? Stăm acasă. Da. Și vremea e frumoasă. Așa este, ține cu noi vremea astăzi. Da. Am o lene din mădoare. Astăzi vorbim despre lene. Ați fost vreodată leneș? Da, uite acum. Acum ați leneș. Astăzi subiectul nostru este lenea. Ați fost vreodată leneș? Nu. Niciodată? Niciodată. Sunteți sincer acum cu noi? Sincer, foarte sincer. Mi-a plăcut munca de când eram mițel. Dacă ai darul muncii ăsta. Uite, nu pot să stau la vârsta mea de 69 de ani. Nu pot să stau. Dacă nu mă scol dimineața la 5 sau 6... Considerați că vârsta cu numărul acesta 69 vă dă puterea să fiți activ la 69 de ani? Dar poate, băi, doamne, toate vecinile mele acolo și mă ia la 3-păzăște și tot mai înainte de bale. Cine vă ia la 3-păzăște? Vecinile. Vecinele? Da. 69? Babele mele astea. Sunteți atractiv la 69 da. De ani? Da, nu, asta la prostie asta, nu vă gândesc la prostie asta. Eu adică circul toată ziua. Acum îmi dau seama de ce dumneavoastră spuneți că n-aveți timp să fiți leneși. Că ați spus că aveți câteva vecine care vă țin ocupat non-stop, așa-i? Nu, ce să mă țin ocupat non-stop. Le mai fac curat din curte. Gospodar. Gospodar, da. Astăzi subiectul nostru este lenea. Ați fost vreodată leneș? Da. În ce situație v-a venit lenea pe loc? Când vii la serviciu, obosit. Încerc să aflu care este pluralul substantivului lene. Substantivului cum? Lene. Lenin? Lene. Lene? Când ți-e lene, da. Munca. Asta e pluralul? O lene? Două leni. E corect, două leni? Mai multe. Două leni. E posibil să fie așa, cu două leni? Este, cum să nu. Și mai multe pot să fie. În ce clasă ești acum? A 10-a. A 10-a. Ne ajut să găsim pluralul substantivului lene? Leni. O lene? Două leni. Cred că e corect așa? Nu. Și atunci? De ce n-ar avea plural? Totuși e substantiv. Păi nu e nici la feminin, nici la masculin, deci e neutru. Respectuos vă rog să-mi aprobați să-i trag 20.000 de pumni în cap. Lene? Nu știu. Lene? O lene? Două. Două? Lene. Ne puteți ajuta să găsim pluralul substantivului lene? O lene? Două lene. O lene? Două leni. No. Ne ajutați să găsim pluralul substantivului lene? O lene? Două leni. O lene? Două? Lene.
Tot lene? Nu poate fi multiplă? Leni, nu. Leni? Să zicem leni. Leni, dar n-aș prea crede parcă totuși nu sună bine. Dar ați avut lene multiplă? O lene, două leneșe. Două leneșe? Două? Două leni. O lene? Două leni. O lene? Două lele. Două lele? Două lele. E frumos, da, e substantiv frumos, da. M-a ajutat să găsesc pluralul substantivului lene. O lene? Dar n-are substantiv, e plural. N-are plural? De ce n-ar avea? Da. N-ați avut lene multiplă niciodată? Nu. Una și bună? Una și bună. Salut! Sunt Madalina Panchi. Bună! Hai. Tu știi care este substantivul pluralului lene? Pluralul substantivului? Vai, Doamne, uită bambă la mine!